În prima parte a fiecărui meci este testat modul în care sunt programați roboții să îndeplinească sarcini singuri. În a doua parte, aceștia sunt manevrați cu ajutorul unei console pentru a duce la capăt un traseu. Roboții care îndeplinesc eficient cele mai multe sarcini sunt cei care câștigă meciurile. La competiția de robotică Bucharest Twin Cup participă peste 300 de elevi de liceu, adică 32 de echipe din toate colțurile țării, dar și una din Lituania. Alianțele care se duelează între ele în meciuri sunt formate din câte două echipe care lucrează împreună timp de aproape un an, de când construiesc robotul de la zero. Acest robot am început să-l construim în luna septembrie și de atunci am modificat și îmbunătățit fiecare lucru la el. În principiu lucrăm aproximativ câteva sute de ore în fiecare an. Mihai este elev în clasa 9 la Liceul Național de Informatică din Arad, iar pasiunea pentru acest domeniu o are de acum 2 ani. Este membru al echipei care anul trecut a fost campioană mondială la robotică. Pentru mine a început în clasa 7-a, când am intrat în această echipă și de atunci am învățat foarte multe abilități care mi-au prins bine pe parcurs. Proiectarea 3D, manufacturarea pieselor și multe altele. Și Tudor, elev în clasa 12-a la Liceul Internațional de Informatică din București, a intrat în echipa de robotică a școlii la începutul pandemiei și, de atunci, a participat la numeroase competiții din țară și din străinătate. Acesta spune că, în primă fază, echipa testează mai multe prototipuri de roboți, după care robotul ales este modelat 3D. După ce îl terminăm de asamblat, începem perioada de testare, vedem ce ar trebui să fie îmbunătățit, dacă există anumite puncte critice acestea care ar putea să se strice pe parcursul evenimentelor, competiției. Practic, toată programarea robotului se face după ce îl creăm sau se poate face și de dinainte, dar oricum trebuie testată de fiecare dată. Și desigur că e o perioadă foarte lungă și de testare, de antrenament pe care trebuie să o luăm în calcul. Alianțele se știu de câteva luni, cu câteva luni înainte de competiție, ceea ce le-a oferit ocazia să se antreneze împreună și să-și facă strategii foarte noi și foarte avansate pe teren. Îi ajută competiția să ajungă la un nivel foarte înalt, cu scoruri foarte bune. Costul pentru crearea unui robot de la zero poate fi de ordinul miilor de euro. În echipe sunt și elevi care se ocupă de găsirea unor sponsori pentru activitatea lor. Totodată, elevii primesc sprijin din partea unor mentori care sunt foști membri ai echipelor, profesori sau chiar părinți. Prinde foarte multe activități. Niciun copil nu le poate face pe toate. Și din acest motiv avem nevoie de skill-urile oricărui copil. Și avem copii care pictează și care nu au nicio legătură cu mecanica și avem copii care sunt speakeri și se ocupă cu partea de prezentare. Avem și programatori buni și mecanici foarte buni și cu alte cuvinte este un loc pentru toată lumea. Alianța care strânge cele mai multe puncte la competiția care are loc în acest weekend la București câștigă premiul cel mare, de 1200 de euro.